Hensi. Bună, mă cheamă Moșu. Am un pont. Ascult. Are cineva la Cluj niște obiecte și mânezi vechi? Nu mă interesează. De unde ai numărul ăsta? De la Mucu. Mi-a zis că stați în Anglia și că vă știe din mănăstiri de combinație. Ce mai face nemernicul? E în Spania. Merge bine. Și-a luat una 6, limă bizonică, alea. Bă, uite care-i treaba. Eu nu cumpăr din România, că-s putute regile și n-am chef de complicat. Dar este unul care strânge de la iepuri pe bani. E nimic. Adică când s-a pus poliția cu pula pe colecționat. Și nu se pricepe. Se pot face bani frumoși de pe el. Nu. Nu mă încurc o garici, că n-am chef să mă complic, că nu pot să faci nimic cu ăștia. Medalionul Atena. Îl are? Da, așa se aude. Care-i comisionul tău? Nu știu. Ne înțelegem. Când se poate vedea piesa? Oricând. Trebuie să anunț că venim doar. No. Mâine la 10, la coada calului. Dimineață. Bine. Stai numai un pic. Te găsesc la numărul ăsta? Nu. Sunt de la un public. Dar vă dau bibite pe meu. Ok. Te caut eu. Da? Vezi că numărul de România mi-a ascultat. A, înțeleg. O să apar într-un parpalac din ăsta, de piele întoarsă și niște sandale maro. Bine. Salut. Stăți. Au trecut de atunci 5 ani. Totul s-a schimbat în cartier, dar în același timp totul rămăsese identic. Vechiul depozit unde ne adunam să ne dăm în venă a fost dărâmat, iar în locul lui s-a înălțat o benzinărie. Poate mai bine așa. Tragedia a fost uitată mai ușor. Adevărul e că am rămas singur. Iar când spun singur, înseamnă chiar singur. În depozit muriseră toți, deși bomba artizanală a lui Chilo a fost de mică putere. Cel puțin așa eram eu convins. Că au murit toți.
Tot ce m-a interesat după aceea zi blestemată a fost să scap de poliție. Spre norocul meu, după câteva declarații la secție, m-au lăsat în pace. Și mi-am văzut de viață. Salut, moșule! Ah, tovarăși capitan Goța! Nu mai sunt capitan, moșule. Sunt comisar. Mă bucur să te întâlnesc. Nu vă supărați pe mine, domnule subcomisar, dar... cred că v-ați greșit personajul. Am multe pe conștiință, dar în ultimii ani n-am făcut nimic. Scurat. Știu. Tocmai de la... te rog că mă scuz de deranj. Ce s-a întâmplat ceva? Da. A trecut ceva timp de când nu ne-am mai văzut. Ești bine? Da. V-am spus. Am liniștit. Știu. Mama ta ce mai face? Mulțumesc, e bine și ea. Acum e la o soră de ei, la țară. Departe de vicii. Mai bea câteodată și ea, dar... știți, universul ei puțin mai larg. Tuto! Grecia-i za mâine ta! Be! Da mâine ta! Be! Singura be! Puta viara, mate! Îi transmit multă sănătate din partea mea. Înainte ziceați că e curvă. Hai să lăsăm căcaturile astea. Cu ce vă pot ajuta? E fata mea. Diana. A fost rapită. A dispărut de 6 săptămâni. A plecat la discotecă și nu s-a mai întors. Singurul informație pe care le am e că s-a certat acolo cu prietenul ei, a plecat singură pe jos și n-a mai ajuns acasă. Și cu ce poți să vă ajut? Nimeni nu cunoaște cartierul mai bine ca tine. Încearcă, moșule, să dai urmă și am să te răsplătesc regește. Te rog, moșule. Nu prea văd cum să găsesc. Nu mai am atâția prieteni ca la început. Ușile nu mi se mai deschid la comandă. Oricum, dacă aflu ceva despre ea, vă anunț. Mă găsește aici, 24 din 24. Măcar spuneți-mi. Bănuiți pe cineva? Da. E brazilianul. Un prieten spunea că dacă e să ai ghinion, și în pizdă dai de cuie. Dintre toți cei din depozit a trebuit să supraviețuiască unul singur. Brazilianul.
ați adus? Asistente drăguțe, să-mi chinu... Stai, păzești pe norocitul ăsta. Lasă, mă-n pace. Fără testicule, zi să mă sără. Te-am pupat, pa! Mai bine! Se zice că oamenii subconștient au totul. Amice, să știi că nu mai ai coaie. Nu mai ai coaie. Deși paradoxal, o să poți duce un act sexual până la capăt. Un singur lucru mă încântă. Nu o să mai ai urmași, infractorule. Nu o să mai ai urmași.
scap, tot acolo trag. E ca un drog, nu știu ce să fac, cum să fac. Sunt de cartier, se vede asta clar. Felul în care vorbesc mulți nu reușesc să înțeleagă ce se întâmplă în stradă. Sunt multe lucruri pe care nu poate să le priceapă. Cum azi umbli pe jos și mâine în ochios. Cum dai toți banii din buzunar, cum las frumos. Cum pizdele te plac când le vorbești urât. Și lumea îți vorbește cu respect când îi fuți în gât. De ce bei la colț când ai bani de club? E atâta nesiguranță în viața care o duc. E sigur ceva care ne face așa. Oricât aș încerca, nu mă pot schimba. În orice anturaj rămân la fel. Însă viața mă întoarce înapoi în cartier. Avem străzile în sânge și și cu greu ne putem despărți. Fiindcă nu știm să trăim altfel. Orice am face ne întoarcem înapoi în cartier. Avem străzile în sânge și și cu greu ne putem despărți. Fiindcă nu știm să trăim altfel. Orice am face ne întoarcem înapoi în cartier. Putem să mâncăm la un restaurant select. Să vorbim de afaceri, mi-e indiferent. Putem să mergem la un cocktail cu oameni importanți. Putem face ce vreți, nu o să mă schimbați. Modul meu de a fi, felul de a gândi. Dorința constantă de a face bani, de a reuși. Putem vorbi diplomat, frumos să ne zâmbim. Însă din ochi te voi citi, asta nu țin. O dăm cum vreți, însă fiți atenți. Noi suntem altă specie decât voi sunteți. Respectul sau cum sunteți îmbrăcați nu mă oprește să vă iau la pulă când o încercați. E amprenta locului de unde vin. E crucea pe care cel de sus mi-a dat s-o țin. Oriunde aș pleca știi că va fi la fel. Ca și cum aș veni înapoi în cartier. Avem străzile în sânge și și cu greu ne putem despărți. Fiindcă nu știm să trăim altfel. Orice am face ne întoarcem înapoi în cartier. Avem străzile în sânge și și cu greu ne putem despărți. Fiindcă nu știm să trăim altfel. Orice am face ne întoarcem înapoi în cartier. Sunt mulți ca mine, ca tine, același gen. Român, țigan, de peste tot din cartier. București, Sălejan, Cluj, Mănășturi. Suntem o mare familie, asta ți-o jur. Poate-i dur, poate credeți că-s nebun. Că stilul ăsta de viață nu e ăla bun. Dar nu eu l-am ales, el m-a ales pe mine. Și acum știi bine, doar asta îmi curge-n vine. Muncă acasă și de-acolo iar la muncă. Fără beții sau târfe care bine să te fută. Distracție organizată o dată pe an. Cu disperare strângi mereu bani peste bani. Am impresia că voi sunteți nebuni. Viața trece de zici că au trecut câteva luni. Altă viață nu cunosc și n-o vreau altfel. Oricât aș încerca revin înapoi în cartier. Avem străzile în sânge și și cu greu ne putem despărți. Fiindcă nu știm să trăim altfel. Orice am face ne întoarcem înapoi în cartier. Avem străzile în sânge și și cu greu ne putem despărți. Fiindcă nu știm să trăim altfel. Orice am face ne întoarcem înapoi în cartier. Avem străzile în sânge și și cu greu ne putem despărți. Fiindcă nu știm să trăim altfel. Orice am face ne întoarcem înapoi în cartier. Avem străzile în sânge și și cu greu ne putem despărți. Einstein spunea că Dumnezeu nu joacă zaruri. Dacă are dreptate, atunci Dumnezeu a fost un băiat de cartier. A trăit acolo unde niciun barbugiu nu a aruncat vreodată 0-0. Exact. Zarul fără număr te omoară. Viața e frumoasă pentru că e plină de surprize. Și frumoase și neplăcute. Asta e existența noastră. Un amalgam de senzații de bucurie și de tristețe. De câte ori ajungem la capătul puterilor, viața ne dă câte un băburnac și, brusc, totul devine interesant. Moșule, hai puțin. Ia. Da, hai puțin. Salut, Cosmin, hai. Salut. Nu mă știi? Nu. Eu sunt Răzăr, ia pe la CFR. Așa, și cu ce te pot ajuta? Cred că pui greșit problema. Eu te pot ajuta. Cu ce? Se aude prin cartier că o cauți pe Diana. Te ascult. Diana era brazilian. Dar de unde știi? Ea e prietena mea, Andra. Zici ce ai văzut noaptea aia. Eram la club și fumasem ceva uscător destul de tare.
din loc mi-a sărit. Pe Diana am un ochi în vedere, am fost colegă de liceu. Am văzut în seara aia, am salutat-o, dar părea că nu m-a recunoscut. Era tare abătută. Am auzit la un moment dat spunându-i unui muist că fac am exagerat cu amenințările. Vreau să vă arăt ce știu, de v-aș iubi o noapte și-am trece chiar la fapte. Repetem, n-am să mai fiu. Profesoară, materia e ușoară. Vreau să vă arăt ce știu. Sunt expert în fapte, de v-aș iubi o noapte. Când am văzut că o gorila a apucat-o de păr și a tras-o pe ușa aia și nimeni nu a mișcat un deget, am căcat pe mine de frică și m-am pirat. Vreau să vă arăt ce știu, de v-aș iubi o noapte și-am trece chiar la fapte. Repetem, n-am să mai fiu. Dar cui e clubul? Alu Brazilianu, dar stai liniștit. Nimeni nu poate urca la asta etajul de are birou. Nu iese de acolo niciodată. E păzit de câțiva mercenari care au fost în legiunea străină. Până și poliția se trage pe curs să scoată din vizurile. Lasă că scot eu. Oricum am ceva de împărțit cu el. Îl scoți un căcat. Mai degrabă poate ține niște gloanțe în cap. Singura șansă să ajungi la Brazilianu este să te devii peste noapte un traficant de antichități. Am auzit că are ceva gros de vânzare. Stabilește-mi întâlnire. N-am cum. Alege o zi și dacă nu simte nimic, va admite un mesager să te ducă la bărlogul lui. Sună-mă. Și eu am ceva de împărțit cu el. Numai că nu mă ține să-mi bag. Ok. Te sun. Ceau. Ce să fiu respectat, yeah. Dacă m-ai supărat, îmi iau armele, textele, gloanțele, primele și te-am executat. Sunt în misiune, obiectivul meu e stabilit. Ca un războinic înainte de luptă m-am pregătit. În lumea stat, dar a venit și timpul meu. Un luptător adevărat, mi-e frică doar de Dumnezeu. Am tot ce-mi trebuie să fac clubul să explodeze. Muzica mea îți face mintea să evadezi orice femeie. Își dorește un bărbat adevărat. N-ai nevoie de un clown, mami, eu sunt un soldat. Dar m-ai stilat, mă îmbrac în haine elegante. Bine ai venit în club, sunt ca Lito Brigante. Ca un gangster, singur îmi acopăr spatele. Dacă vrei război, adună-ți armatele. Dacă vreau, pot să fur. Dacă vreau, pot să-mi jur. Trebuie să fiu prea dur în cartierul Mănășturi. Cu mintea ascuțită și pumnul de fier, m-am întors înapoi în cartier. Sunt un soldat al culturii hip-hop. Când auzi beat-ul meu, îți vine să-l dai din cap. Sunt un soldat, știi că nu mă prefac. Când mă supăr atac și te-am executat. Eu rup mereu, chiar dacă e greu. Nu trebuie să mă opresc din drumul meu. Tot ce viața m-a învățat, yeah. Să fiu soldat, adevărat. Ha, yeah, come on. Go, yeah. Umbre, 2006, come on. Cu viața, yeah. Sunt un soldat. Cea mai importantă armă este tot ce am în cap. Dacă tu nu mă respecti, nu te respect nici eu. Nu știi de unde am plecat și când mi-a fost de greu. Nu te pune cu mine,
Sunt un luptător, formează 9-1-1. Poți să strigi ajutor, fac tot ce trebuie să fac. Chiar dacă nu-i ușor în comparație cu tine, m-am născut învingător. Când intru club la toată lumea, le dau fior. Dacă vrei poți să mă urăști, dar nu poți să mă ignori. Nu știu ce gândești sau ce crezi tu despre mine, te invit la masa mea să mă cunoști mai bine. Atacul e cea mai bună apărare. Ca într-un joc de șah, eu fac prima mutare. Știu prea bine jocul în care ai intrat. Îți urez bine ai venit dacă ai spirit de soldat. Dacă vreau pot să fur, dacă vreau pot să înjur. Trebuie să fiu prea dur, în cartierul mă năștur. Fus pe mata! Hei, zdreanțo! Dacă sugeai atunci, erai liberă. Ai personalitate. Ești o proastă! Șeful! Pescă tatu-i polițist. Mă piși pe polițiști și pe tatu. Mă caută poliția de 5 ani. Le dau muie la polițiști. Și ție. Șeful, lasă pasta în trudei. Nu vezi cum arată? Ui ce amănâtă. Arată și tu de una. Ca mine. Asta e vai pe Mardia. Ai dreptate. Încă o sticlă. Vă rog frumos, încă o sticlă. Îl caut pe brazilianul. Mănâncă putoala.
Brazilian! Ieși mă afară, mă! Brazilian! Ieși afară dacă ești bărbat! Ești un om mort. Pieța de eu de la viață, ai ultimul cuvânt de spus. Brazilian, fac orice pe bani puțin. Mă cheamă Fane. Am nevoie de acest servici. Te rog, angajează-mă. Omoare pe ăștia doi. Ești angajat. Da? Stai de mult? Nu, nu, acum a venit. Nu, hai să mergem la mașină. Da. Draga-mi eu, Dan, mă rog. Am niște consorți, o să sun că mă puteți ajuta. Nu pot și nu mai suna pe numărul ăsta. Rămâne atunci pe la noapte la 12. Da, da, bine. Merem acum să arăt unde e birou și vii acolo la 11:30. Bine. Acum ai țis mult să mă întâlnesc. Văd că nu-ți place mâncarea noastră. Mănâncă ce-ai căcat! Jay.
muzicală ăștia instalația? Dar tu cum bei bere? Nu trebuie să conduci? Sau nu ești cu mașină? Ba da, dar pe ce? Eu n-am dreptul ca orice președinte la un pahar de băutură. Abia aștept să facem dragoste. Tot cu păpucii ăștia ești. Îți uită. Se adea să vară din Italia. Du-te și ia-ți o păreche de păpuși ca lumea. Te văd de seară. Seară nu pot, cam ceva treabă. Te iubesc. Să-ți bei cafeaua. Hai grijă să nu-ți ieși geanta. Ok. Hei, Flori. Vorbim. Un pișat fără o beșină e ca un futai fără muie. Eu, la fel ca și Cală, care îmbina muzicuța cu berea, eram extrem de fericit. Îl ademenisem pe Hans în Cluj și acum urma să conving să mă ajute să mă răzbun pe brazilianu. Totuși n-aveam nici cea mai vagă idee ce o să zic. Carina cheamă mașină. Trag un pic la fiere. După aceea a fut o baie în pula mea.
Intră! Nu, hai să discutăm despre comisionul tău acum. Nu-mi trebuie bani. Oricum am niște conturi de reglat cu ăsta. Așa, zi mai departe. Pentru mine e foarte important să-i atrag la puțin. Că mai avem de vorbit discuții. Da, ce-i? Te-ai șocat, hă? Tu mâncați în cursuri mai iute. Păi nu, la jumătate trebuia să fiu aici. E și 25. Bă, băiete, bagă bine la cap. În viață timing-ul e esențial. Da? Zi iute cu ce te pot ajuta, concret. Păi... Așa. Du-te și-o și-a niște beri, regi. Nu, nu, am. Că discutăm după aia. Trebuie să fac un duș. Du-te. Șabolan! Până când te cocoșul fii cu banii, altfel te dau la câini. Vezi, nu păzești și tu ca și el. Tanto, tanto, yo te canto, tanto que es de emoción. Tanto, tanto, yo te canto, tanto que es de emoción. Tanto, tanto, yo te canto, tanto te de emoción. La 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 Canto, canto, yo te canto, canto bien de emoción. Era foarte simplu. Te duceai tu cu ăsta la brazilian, îți făceai treburile, luai marfa și mă spuneai cine ce mișcă pe acolo, că eu nu putem intra. Asta văd că vedem ce face. Nu e de bun. Uite bă ce mi-a făcut ăsta, că fac nou. Hai că noi intrasele de sac. Hai de bun. Trage aia față. Nu mai stai în piață. Dacă se pare și tot asta,
Te vezi ăsta aparatul în glos cu capul și să-l vezi o gaură în plus. Fă bine și ia bunul ăsta de aici, până nu mi-i face tătun sânge în casă. O, bă, dacă tăt vin coace, adă și chestiile alea, să ne facem treaba și să rezolvăm o dată. Moșule, ești dus, că vine să mă facem. Și restul fetelor. Și se vor răzbuna mai departe. Eu ce pot să zic? Eu cam dată zic atât. Pe urmă, dacă pot, am să te ajut să scap, să fugi de aici. Mă încerc pe ce căcatul ăsta? Asta? Am niște prieteni care mă iubesc așa de tare că nu-și pot lua ochii de la mine. Dacă mă scapă cumva din vedere, sare în aer tătă casa cu curte cu tătă, de nu se mai ridică nicio puță de furnică. Așa că roagă-te să nu cadă netul și să nu se iei curentul, că am pus-o tăți. Joci tare! Îmi place!
mă scapă atât de gunoiul ăsta. Aruncat-l în someș. Șeful, dar rămâi singur. Păpulă, te-am ținut părerea ta? Dismis. Să vedem ce ai adus. Cât vrei pe el? 5.000 de euro. Atâta trebuia să-mi dea ăla de la care n-am luat. Păi tu ești prost? Să nu fac nici 500. Ți-ai dat singur cu Tesla în coaie. Doare, hă? Da. Tetradrahmă de Atena. Din Grecia, pentru turiști, luată de pe tarabe. Ceva serios, n-ai? Ăsta e de aur. Da, e de aur. E un fals mai bine făcut, nu se vede la prima vedere. Auzi, cine e advisorul tău? Hă? Ăla care te sfătuiește ce să cumperi și de la cine, că doar tu nu te pricepi. Ăsta ori e prost, ori te face jumătate cu vânzătorii. Poate că ar fi timpul să schimbi specialistul. Over. Da, șef. Să-l dați pe profesor la câini. Over. Cu șef. Acum, bă! Over. Ba nu-i over. Când mă întorc, vreau să-i mănânc coile cu ceapă. Gata, șef, se rezolvă. Cu ceapă, bă, cu ceapă. Să-i spun la bucătar. Over de tot. Asta e tot? Cât? 20.000. 2.000 de lire e destul. Nici să nu te gândești. Asta e tot ce primești. Take it or leave it. Blondule, cât vrei pe aia? Asta e moștenirea strămoșilor mei. Eu nu vând țara, o curăț doar de gunoaie. Ok, am înțeles. Dar poate n-ar fi bine să te afișez așa cu ea. Cum ai fost și alții care au avut brățări dacice de aur. Și eu liniștit poliția și procuratura. Par eu până la ei și mama lor. Să încerci numai să vină. Bă, nu vorbi. Uită-te la Adi ce-o pățit. A fost mare și tare și acum ai nimeni drum. L-au făcut ăștia ca la buftea. L-au făcut că e prost, că nu e o stârpit de mici ca mine. Oricine poate fi cumpărat. Numai să știi să dai. Auzi, dacă te răzgândești totuși zilele astea și vrei să o vinzi, dă un semn. Nici o șansă. Astea nu le iei? O fiși pe ele. Mă, mai aduci mașina aia sau ce faci până urmă? Mă rog, mă duc după aia. Ia da? Asta nu e. Pe Calina? Nu știu. Vedem. Da, ce te chem la o tură. Cum ai sedat ceva? Poate pe o clanță. Hai mă, Leon, lasă-mă, e mai tare ca sabia lui Zoro, mă. Bă, ori mai bem ceva, ori mai acasă. Bă, mergem acasă, că e târziu. Da, bun. Cât face? 180. Fac eu tura asta, stai. Iar eu fac eu tura asta. Ești în bani după cât te văd.
Lasă-o mă pe fată, măi, dacă ești în bani, mă, să se simtă și ea bine. Nu bine, deci te-a făcut la arătări. A, bine zici. Îmi place de tine. Yeah, hi, it's me. I've got the piece. It's in my possession. No fucking discount. 120k is agreed. Wire the money ASAP to my Danish. Take care.
încă nu mi-ai spus cum te cheamă. Încă nu m-ai întrebat. Păi da, eu ți-am spus cum mă cheamă. Păi da, că te-am întrebat. Și nu vrei să-mi spui? Ba da. Hai zi-mi, da. Hensi, mă cheamă Hensi. Hello, Hensi. What's up? Te-ai supărat? Nici să mă supăr. Că? Vreau să facem dragoste. Hai, fii serios. Ce ăsta e motiv de supărare? Am înțeles, poți să faci dragoste cu cineva dacă nu simți nimic pentru persoana respectivă. Știi, e așa de bine când dai peste cineva care vede dincolo de corpul tău, care vede în sufletul tău și chiar înțelege ce se întâmplă acolo și te apreciază pentru ceea ce ești tu cu adevărat. Încă obsedația care stau până dimineața în bar și pe fața cărora vezi că ți-ar pune-o chiar acolo și după 18-19 secunde ar fi duș. Nici măcar n-ar mai întoarce capul să vadă ce e cu tine. De ce nu pleci? Unde? Parcă nu-s peste tot la fel. Și în plus, am nevoie de slujba asta. Ți-am spus că vreau să fac un masterat în arheologie. Și... dincolo. Și trebuie să strâng bani, că la bursă nicio șansă. Știi cum e? Nu contează cât de bun ai fi dacă nu dai limbi unde trebuie și nu desfaci picioarele când trebuie. Poți să uiți de bursă. Cred. Sunt tot dinozaurii aia. Comuniștii și puii lor. Mai rău, sovietici. Că și ungurii, și cehii, și polonezi au fost comuniști. Dar eu nu cred că la ei s-a întâmplat și se întâmplă ce s-a întâmplat și se întâmplă la noi. De ce crezi tu că rușii și-au retras trupele de aici? Și-o dat seama că nu mai rău să le țină, că ăștia de aici sunt mai ceva ca lor. Nu m-aș mira să fi și dus la ei câteva specimene de prusilă. Hai să arăt ceva. Ce? Cât valorează asta? După tine. Păi, dacă tu nu poți să-mi spui locul în care a fost găsită, stratul în care a fost descoperită și ce alte piese mai erau pe lângă, pentru mine nicio valoare. Da, e o piesă interesantă, dar din păcate toată informația științifică s-a pierdut. Sunt oameni care plătesc bani grei ca așa ceva. Nu contest. Uite, bănuțul ăsta a fost găsit în munții Orăștiei. Și dacă nu era într-un mic tezaur, aș fi zis că e fals. Niciun colecționar nu dă doi bani pe el. N-are valoare de piață. De fapt, e un fals, dar de epocă. În loc să fie bătut, e turnat. Nu ori încălzit matrițele cum trebuie și nu s-a întins pastila suficient. Dacă te uiți, are și o mică găurică acolo. Un rebut. Dar chiar și așa l-a pus în circulație. Cred că făcea daci la falsul pe vremea aia... ca și acum, ce? Asta ar trebui publicat. Da, știu. Fă-o tu. Ți-l dau ție. Poate te ajută la masterat. Chiar? Mulțumesc. Vezi tu, Ana, dinozaurii ăștia nu-și dau seama ce pierd. În mintea lor îngustă cred că dacă bagă spaima în tot amărâtul și recuperează câteva pițule și niște cioburi, salvează patrimoniul național. Creierul lor redus nu poate să conceapă că se pierde cel mai important lucru, informația. Și mai mult decât atât, se pierd oamenii de valoare. Oameni ca tine, Ana. Că după ce o să ajungi dincolo, la masterat, și o să simți ce înseamnă să fii respectat pentru ceea ce ești, nu o să te mai întorci niciodată să te terfelească mahalagii ăștia. Deschide eu.
Intră, moșule. Salut. Ia la mine, preiute. Nu, moșule, vine la fix. Bă, dar eu nu mai înțeleg nimic. Odată erai de ăla, am ieșit ăsta la alt. Ce nu înțelegi, moșule? În viață nu trebuie să fii încuiat. Deschide-ți mintea. Schimbă ceva în viața ta. Freacă-ți-o cu mâna stângă dimineața, în timp ce te speli pe dinți. Fă orice, numai schimbă. Și nu mai încerca să dai vina pe alții pentru ce ți se întâmplă ție. Ia soarta în mâini. Uite, sună pe Flocu și îi zici să adune băieții, da? Să-i dați în gură la brazilian. Asta trebuie să acopere cu vârf și îndesat comisionul tău. Da. Dacă să fim chit, îmi aduci brățara brazilianului. Am înțeles. O să o recunoști, n-ai frică, n-ai cum să o ratezi. Ok? Dai un semn când se rezolvă ceva, da? Foarte bine. Ceau. Acum aveam confirmarea. Brazilianul, cel care mi-a omorât toți prietenii și toate visele, nu doar că trăia, dar devenise și un mafiot intangibil. M-am decis să-i spun totul lui Goța. Ai aflat ceva? Ați avut dreptate. Brazilianul trăiește. Știam. Dar nimeni nu-i poate da de urmă. I-am dat eu. Se ascunde la etajul clubului Avenue de Brazil. E gura lui. Acum doi ani am plănuit de acolo de extindere în forță. Doi colegi însă mi-au spus că au verificat personal. Probabil că a fost cumpărat scutule gura lor. Și eu spus. Trebuia să bănuiesc ceva după bătaia de zilele trecute. Nici amenzi măcar nu s-au dat. De Diana, știi ceva? Zim ce ai aflat. Diana e acolo. Și? Și probabil a fost violat. Mă omor, mă! Mă omor, mă! Și când interveniți în forță? Nu intervenim. Cum? Vă bate joc de mine? Deja a devenit o problemă personală. Mulțumesc, moșule. La revedere! Te-am căutat o vreme. Mă bucur că m-ai găsit. Pe
Vă doresc pe rând. Nu te speria. Stai liniștit. Doamne, Dumnezeu, cum arăți. Am venit să te salvăm. Ești bine? Cum ești, draga mea? Cum ești? Uite cum arăt. Doamne, ce a făcut? Ai grijă de ea. Mă duc să dau un telefon. Stai liniștit. E bine, Diana. Da, stai liniștită. Totul o să fie bine pe urmă. Da, și eu. Vă întrebați probabil ce s-a întâmplat cu restul. Eu m-am împrietenit cu Diana și am devenit de nedespărțit. Da vino, mamă, la răscruce, da să vezi trenul cum mă duce. Da mă duce, mă ocolește, da și la gherla să oprește. E procurorul om spurcat, 7 ani m-o condamnat.
Brazilianul a luat 15 ani. Și 7 ani șoze în plus, hai să n-am dreptul la recurs. N-a fost faptă de omor, și-a fost faptă de viol. Sincer, nu cred că va supraviețui în pușcărie. Păjam de la pușcărie, să ved eu cofetărie. Cât despre brățară, hai! Wow! Ui tu, încă 3 dietea și nu fac fulat. Ia să-l sună cu asta. Dobrdan, pensi sam, Dragan treba. Ej, Dragane, kako si? Ja sam dobro, hvala. Bre, ti si telefoniš na informacija. Kako ne, moj kurac? Ti daš moj telefon broj, pičko matko. Dobre, mam. Ajde. Vidimo se u Beogradu. Dobre, jutro. Ajde, čao. Sosem játszották, de két embernek összeállnak lassan a filmkockák. Pe mine vă rog să mă scuzați. Trebuie să termin ce am început. Yo! Înapoi, în cartier personal. Aud vocea din stradă, e tot aceeași treabă. Aceeași manevră, frate, pe fraier sapă. Ei țeapă dacă nu stai mereu în gardă. Puștani veteran, toți combină bani, bă. Hai zi, șaule, tu ce alegi? Mașina, banii și femeile sau clasa de veci? Vrei ca numele tău să fie în top, chiar dacă pleci? Sau să ajungi la 90 și banal să ieși din meci? Dacă e Cluj, e Mănășturi, dacă e Bucalești, Sălăjean, de acolo o dă puia înapoi de personal. Dacă ai costum Versace și parfum Dolce Cabana, n-ai statut de champion ca Tony Montana. Cluj-Napoca 2006 personal. Iau înapoi în cartier. În cartier pe stradă, mulți au că sunt la stradă. Armata e brigadă, stai pregătit în gardă. În cartier pe stradă, mulți au că sunt la stradă. Armata e brigadă, stai pregătit în gardă. Sunt destul de aproape de imaginea din stradă. Mă apropii
vorbi și mai tare, clar o să mă vadă. Oare e vocea lui, oare e dreptul lui, oare cartierul scoate cui pe cui? Să văd cui ai curajul să-i spui că ai acoperire, dar nu poți să o dispui. Nu stă în libertate lupta, frate, contra frate. Nu stai să faci o diferență, că e zi sau noapte. Ai totul deoparte, totuși este departe. N-ai dreptul la adevăr, totuși este dreptate. Departe, aproape, tot lângă tine-i ții. Cartierul îi împarte în tovarăși, frați, curajii. Așa că nu uita de unde ai plecat.